Știri din sport acum. Farul a pierdut cu 1-4 meciul cu Universitatea Craiova. Marinarii au încheiat turneul play-off cu 32 de puncte, având 2 victorii, 2 egaluri și 6 înfrângeri. Farul se află în prezent pe locul 5, la egalitate de puncte cu ocupanta poziției a 4-a, FC Voluntari, însă sunt șanse ca echipa constanțeană să încheie campionatul pe locul 4, dacă FC Voluntari va pierde meciul din deplasare cu FC Argeș, care se joacă astăzi de la ora 20:30. Acum toată lumea se bucură de vacanțe, însă jucătorii vor reveni la antrenamente din 19 iunie și se vor pregăti intens pentru un nou sezon cu performanțe mai bune decât până acum, speră regele. I-am felicitat pe băieți pentru că ne-am îndeplinit obiectivul în acest an, s-a terminat anul, le-am urat vacanță plăcută și bineînțeles că de acum o să evaluăm ce trebuie să facem pentru anul.